astăzi facem un episod de Minecraft și de vă sau. Să-mi amintesc că dacă vă place și vreți să continuăm, să nu uitați să apăsați butonul de like și fraților și haideți să-i dăm drumul. N-am mai filmat de foarte mult timp această serie și am zis, haideți să îi dăm și noi drumul ca să, na, să mai postăm și următoarele episoade normal. Și da, haideți să vedem ce putem face în acest episod. În episodul trecut am decorat casa, am terminat, am făcut totul acolo. Iar în episodul de astăzi, nu știu, mă gândeam să merg la minerit puțin, iar după aia să vedem ce putem face. Și scuzați-mă pentru inactivitatea de canal, de pe canal n-am mai postat de mult timp, îmi pare rău, n-am ce face, am avut treabă. Ok, așa. Am avut treabă, n-am mai postat de mult timp, căștile mele acum nu le țin pe urechi, le țin pe gât, nu știu de ce v-ar interesa pe voi asta. Ok, și haideți să vedem, v-am zis ce facem. Am lag pentru că am niște chestii la instalat, niște tâmpenii. Și da, haideți să vedem. Bă, ne trebuie săgeată să avem și noi. Că dacă tot avem infinity, decât o săgeată ne-ar trebui. Deci o săgeată și vedeți că acum pot să trag cât vreau eu, că nu se întâmplă nimica. Ok. Bun, haideți să vedem ce să facem. Hai să ne culcăm prima oară. Să văd mai întâi dacă am resurse, dacă am minereuri, dacă am chestii de-astea, ca să nu mă duc ca prostul la minerit. În primul chest să nu avem nimica. Nu. Avem iron. Dar... cred că ne-ar trebui mai multe diamante, sincer, avem 12, haideți să facem mai multe, că vreau în următoarele episoade să mergem și, de fapt, nu, hai să facem un pickaxe de diamond. Vreau ca în următoarele episoade să mergem și noi la, să batem, Ender Dragon în următoarele episoade și asta ar, asta ar însemna că noi ar trebui să mergem la un fel de, na. La un fel de minat, să strângem diamante multe. Bun. Haideți să vedem. Nu mai randez videoclipurile, știu, m-aș certa mulți că de ce nu mai randez? Că astea, băi, nu le mai randez, mi-a expirat trailerul de la cel mai bun, băgăm ea și puța în ea de salvare. De fapt, nu, frate, nu e frumos să vorbesc așa de salvarea aia, transportează oameni care au nevoie la spital, mă rog. Deci îmi pare rău că am zis cuvântul ăsta. Da, ce am să spun. Ok, ne trebuie un care, să avem cât mai multă dacă vom pleca acolo. Mi-a inspirat trailerul și eu în Camtasia Studio editez cel mai bine. Deci în Camtasia Studio editez Full HD, editez totul foarte, 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 foarte bine. Nu că acum n-aș filma, eu de obicei filmez Full HD direct, știți? Dar eu parcă simt nevoia să pun și eu, să pun, nu știu... să pun un intro, o muzică pe fundal, că parcă videoclipurile arată și ele mai, arată și ele mai frumos, așa zic eu, nu? Eu așa spun, mă rog. Ok, din greșeală am făcut asta, țineam click dreapta, o apăsat. Și trebuie să găsim și noi o mină nouă. N-am una care n-am explorat-o, dar vă că uite acolo o gaură unde n-am explorat și chestii. Trebuie și cărbune, na. Ok, mergem aici. Și în acest episod iau mai mult cărbunele ca să fac level 30, ca să enchantez și acest pickaxe. Și de asta. Ok, prea mult cărbune, m-am plictisit deja să iau. Haideți să mergem pe aici. Ok, aici nu-i nimic. Aici, aici, ia. Nu, nici aici. Haideți să săpăm în jos. Acest strat suntem stratul 36. Ok, am dat de ceva. Stai, noi suntem pe peaceful? Nu suntem pe peaceful. Parcă aș fi pe peaceful, na, că nu apare niciun mob. Ok, hai aici. Aici am fost. Ok, am fost. Ok, fuck that. Uite aici niște iron.
Perfect. Uite. Fraților, și vreau să vă mulțumesc enorm de mult. Am ajuns la ceva la care nu credeam că o să ajung pe parcursul timpului. În primul rând, 300 de abonați și în al doilea rând, 10.000 de vizualizări în total. Voi știți cât înseamnă 10.000 de vizualizări în total? Am văzut tipi cu 1.000 de abonați care n-aveau nici măcar 2.000 de vizualizări și eu la 300 de abonați am 10.000. What the fuck? Adică, gândiți-vă și voi, pana mea, sunt foarte multe, vă mulțumesc, adică na. Deci, în primul rând, voi sunteți cei de bază. Deci, dacă voi n-ați fi fost, eu n-aș fi spus, bă, haide să postez astăzi, haide astea. Pentru că dacă n-ați fi fost, voi n-aș fi făcut asta. Când eu, dacă era să postez, nu postam ca prostul. Dacă vedeam că cuiva nu-i place, nu postam. Dar uite că vă place tot ce fac și eu o să postez în continuare. Mulțumesc pentru suportul acordat, pentru susținere și deci, eram acum în septembrie, da? Deci eram eu frumos, aveam 20 de abonați, țac, și 20 de abonați, atunci mă gândeam, 20 de abonați, mamă, ce mult, am mai avut eu niște canale, aveam un abonat, 2, 20 de abonați, doamne, ce mult, mă dădeam mare pe la școală, și acum suntem în februarie, aproape la sfârșitul lunii, bine, mai sunt câteva zile, avem 300, oh my god, adică, nu știu, ori s-a întâmplat ceva, adică, na, e ceva foarte șmecher, adică de la 20 în câteva luni să ajung la 300, păi asta înseamnă că prin aprilie asta o să ajung la 500, nu? Dacă continui tot așa cu treaba care o fac. Că foarte mulți mi-a spus că vă place calitatea audio, foarte mulți mi-a spus că vă place contentul canalului și dacă e puțin așa, sincer pot ajunge și la 1000, dar, na. Înseamnă că v-am zis, în aprilie o să ajung la 500, băi, eu mă bucur, normal, dar mie nu vine să cred, adică, pana mea. Ok, mă uitam la ceva. De obicei mai am eu momente când uit microfonul închis, că vorbesc cu băieții pe Skype și, na, mi-era frică. Ok, uite aici, mai întâi explorez eu, genul care mai întâi explorează tot și după aia se duce să minerească ce a găsit. Ok, mă doare capul rău, nu știu de la ce mă doare capul. Că n-am stat foarte mult azi pe PC, am stat afară cu părinții. Afară, de fapt, ne-am dus la shopping, la cumpărături, la d-astea. Nu am stat mult pe PC. Poate 4 ore acum, câteva, na, adică... Eu nu vă gândiți că e genul de om care stă pe PC în turna. Păi, nu, stau acum 4 ore, mai încolo, dacă vreau, pot să stau încă 2 ore, încă 3 ore. Adică, pana mea, nu stau mult, eu fac pauze, ies afară cu prietenii, ies la un McDonald's, la un suc, la o pizza și după aia iar mă pe PC cu ei, știți? Adică, na, nu sunt genul care stă într-una și n-are altă ocupație decât a sta pe PC. Și mi-e place să stau pe PC, sunt un obsedat de PC, bine, dar nu obsedatul de care vă gândiți voi, adică de la care, cum chiar am zis și acum, care n-are altă ocupație. Nu-și genul. Îmi place să stau pe PC, îmi place, asta e ocupația. What the fuck, ce m-am speriat. Ce m-am speriat, mâncam e curul, mi s-a zbărit pielea pe mine, ești prost? Ok, mamă, ce... Bă, Gigele, ia marș tu, mă, de aici. Care ești, mă, pe aici? Mâncam e curul dacă vii. Bun. De exemplu, am niște prieteni care stau non-stop, fraților. 24 din 24 fără culcare, bă, nici chiar așa, adică pana mea, până la urmă, eu n-aș putea să rezist 24 maxima și chiar am stat odată. A fost de 15 ore, dar bine, eu aș mai fi putut să stau și 30 de ore pe PC, dar parcă mă plictisesc eu așa, nu știu, e ciudat, am stat odată 15 ore cu un băiat pe PC, m-am plictisit, n-am mai avut ce să fac și am ieșit afară. Da. Am stat pe un live de 15 ore de-a lui. Ok, avem o mină foarte mare aici. Asta se poate vedea. Hai să găsim diamante. Rugați-vă la Dumnezeu. Și de asta.
Ok. Cred că titlul la episodul ăsta va fi ceva de genul la minat sau la minerit sau la în căutare de resurse sau chestii de genul. Și foarte mult s-a zis că se aude un băzit micuț de fundal, nu băzit, de la așa foșnit. Păi nu e, dacă eu am un laptop în momentul de față și este un laptop gălăgios, din punctul meu de vedere, adică are un culo are două culori, n-am mai văzut laptopul cu două culori decât ăsta. Are două culori și scot foarte puternic, mai ales când filmez, scoate foarte puternic. Dacă randez ceva, aproape ia foc laptopul. Bine, nu ia foc, se încălzește foarte tare, dar culorile fac față la încălzire, deci... Deci nu e o chestie rea asta. Nu e chestie rea. Și de asta se aude băzitul ăla, că de la microfon nu e. Când îmi voi lua calculatorul să fac și un videoclip special, o să pun nume de ceva de genul ce calculator vrea să-și cumpere Ștefax. Și o să vedeți acolo site-ul, îmi spuneți păreri, îmi spuneți, na. Dar acum nu vă gândiți că o să fie un calculator cu GTX 980. Mi-a spus tata că GTX 980 o să primesc la sfârșitul clasei a 8-a. Da, până atunci apare, poate să apară GTX 1000, dar mă rog. Bă, sincer, na, și tata, taică mi-are dreptate, că dacă n-aș fi avut școală, dacă taică mi n-ar fi avut școală și maică mea și toți, na, n-ar fi avut nimeni bani, na. Gândiți-vă și voi, logic. Până la urmă, școala, chiar dacă e plictisitoare, chiar de astea, până la urmă e ajutătoare, te ajută în viață școala. Acum o să mă credeți tot ceilalalt, dar nu e chiar așa. Pur și simplu, place școala pentru că mă gândesc că după aia vei ajunge ceva în viață. Asta e singurul motiv pentru care îmi place școala, că dacă m-aș gândi, bă, merg la școală ca să ce? În viață ce fac cu școala? Dacă nu m-a ajutat deloc în viață, m-aș fi dus la școală. Dacă mă ajută, eu mă duc. Ok. Și da, sper să mă scuzați pentru că n-am mai postat în ultimul timp, n-am mai postat nici ieri. De fapt, ieri n-am postat. Ca alaltă ieri am postat videoclipul de clubul prietenilor la care am făcut criza aia de râs, eu cu el și facecam. Nu am mai postat prea mult. Și spuneți-mi dacă vreți în episoadele de clubul prietenilor să avem și double facecam, să-l vedeți și pe Apple Man Gaming, adică Ștefan, adică colegul meu, echei colegul meu. Ok. Da, unde era aia în care îmi cădeau mie zombie în cap? Ok, de aici ne trebuie că mai mult. Oh my god, mă sperii, deci singurul lucru de la care mă sperii de păi anime sunt ochii roșii. Vreau să explodeze. Așa. Sunt ochii aia roșii, știți? Adică, na, să vezi așa niște ochii roșii, mă cac pe mine de frică. Ok. Trebuie să mai iau eu niște cărbune ca să fac level 30 și să enchantăm ceva. Pe aici am venit, ok. Uite aici. Ești bă, ce m-am speriat. Oh, da, ia uite, lăvuță, mă apucă de puță, ce... Oh, pardon. Bă, nu știu, îmi vin cuvinte de astea în cap, ciudate. Ok, haide să minerim aici. Mai am scădere de astea de frame drop-uri și de frame-uri și da. Și stați un minut. Ok, m-am uitat că eu am, chiar dacă am laptop, mai mi-am luat un monitor care îl țin lângă mine, l-am legat prin HDMI de laptop. Am nevoie de două monitoare, pe ăsta mai mă uit pe Skype, mai văd ce notificări primez la live-uri, iar pe ăsta mă joc. Sau, de exemplu, dacă joc Beat Battle sau chestii, mai mă uit acolo la construcții
Știți și voi. De asta mi-am luat încă un monitor, deși l-aveam, l-aveam ca monitor acum de 27 de inci, adică e mare pe lângă ăsta de la laptop, ăsta de la laptop e micuț, dar am luat un monitor de 27 de inci pentru că oricum eu înainte aveam calculator, dar s-a bulit și n-aveam o prostie de calculator. Primul meu episod de Skywars aveam un calculator bun. Doar că lagul ăla era de la programul de filmare. Eu filmam cu OBS. Aveam calculator cu 8 GB RAM. Ok. Level 30. Hai să ne dăm un... aici v-am terminat episodul, fraților. Sper că v-a plăcut. Hai să facem și un mic enchant. Să dăm un game în Creep Inventory. True. Kill, ca să ne ducem direct acasă. Și acum vom face un mic enchant. Sper să îmi iasă un enchant bun. Hai. Oh, fuck, lapis azuli. Oh my god, câte frame drop-uri când ajung afară. Trebuie să văd de la... Bă, a, da, stai că era de la... Da, ce nu sunt. Era de la... Că am două jocuri la instalare. Scrap Mechanic and... Doamne, m-am obișnuit ca în engleză. Azi am vorbit engleză la școală. Scrap Mechanic și... Da, era un joc șmecher, da. Die Night, Die Light. Că știți și voi. Mă duce laptopul să joc, dar nu mă duce să-l filmez. Și mă duce oricum cu setările la medium, nu la height. Ranking 3, eficiență 2. Fuck! Doamne. Mă rog, o să enchantez eu off camera niște cărți care o să le pun, de exemplu, sper să-mi pice eficiență. O să le înșatez o camera și o să le pun pe ăsta. Păi, da, fraților, este în episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Ștefan și ne revedem data viitoare. Pa, 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 pa.